În următoarele 24 de ore, meteorologii anunță ploi însoțite de descărcări electrice în nordul țării. La Briceni și Soroca vor fi 27 de grade, la Bălți 28, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 31 de grade, iar la Leova, Comrat și Cahul se vor înregistra 32 de grade. În capitală, cerul va fi variabil și se vor înregistra 30 de grade, iar noaptea se anunță până la 18 grade Celsius. În următoarele zile nu va ploua. Ziua vor fi între 32 și 34 de grade, iar noaptea până la 22 de grade. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 28 de grade, la Paris 19, la Londra 22, iar la Berlin se vor înregistra 29 de grade. La Roma se vor înregistra 31 de grade, iar la Viena 36. La Praga se anunță 30 de grade, la Varșovia 31, în timp ce la Budapesta vor fi 36 de grade. La Belgrad vor fi 38 de grade, 33 de grade Celsius se vor înregistra la București, 36 la Atena, iar la Kiev 31. 32 de grade se așteaptă la Moscova, iar la Ankara 34.